Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai, liber la fotbal. Da. Ați văzut, colegi, toate meciurile aseară? E? Da, normal. Nu tot? Le-am văzut pe toate. Nu le-am văzut toate? Două. Ultimele două. Brazilia și Olilantul nu am văzut pe altul. Portughezii. Eu am văzut ultimele trei. Aha. Eu am văzut pe coreeni. Bine. La cu Coreea m-a țipit. Nu, da, deci coreenii, bun, a fost 0-0, dar cu coreenii eu mi-am adus aminte de filmele de război cu japonezi care atacă strigând banzai. Da. Frenetici. Eu nu-mi dau seama de unde au ăia ta energie dacă mănâncă orez și ce mănâncă ei. Le-a dat kimchi, de la bun. Nu știu. Deci, pe cuvântul meu, la așa un consum de energie ce au avut coreenii ieri, eu cred că mai mult de două meciuri nu trec. Facem o scurtă paranteză. Vlad a pomenit aici cuvântul kimchi. Oamenii, da, nu... Kimchi este o varză murată, picantă, coreană. Tradițional coreană, dar e nelipsită din, da, din bucătăria coreană. Asta mănânc. Am închis paranteza. Se bazează foarte de mult leuștean. Varză murată, picantă. Dar altfel mi-a plăcut de ei. Super motivați, super motivați. Da. Sunt arțăgoși așa, sunt. Arțăgoși. Nu scap de ei, abțipil pe frigider, cum se zice. Știi? Iar Uruguaiul, mi s-a părut că au fost totalmente surprinși de cât de agitați erau coreenii. Da. Deci uruguaienii mai boemi, da, cu tangouri, cu lolouri. Exact. Iar da. Suarez a scăpat la prăjituri. Câți ani are? Are și el vreo 37 cât are? Da, Suarez e pe final de carieră. S-a retras, s-a retras la el acasă. Mă, l-am văzut alergând. Săracul, știi când alerga și încerca să mai ia câte un viraj? Cum alergăm noi și se vede păturica de grăsime, da, saltă pe piept și pe burtică. Are doar 35, mă. 35. Da. Mama a pus o frână cu viraj la un moment dat. A crezut că ia iarba cu el covor. Serios. Ușurel, tăticule. Rinocer? Da, serios. Da. Altfel, e interesant că nu faci mare efort. Eu mă gândeam, mamă, cum o să țină minte și comentatorii de sport, am tot respectul. Țin minte atâtea cuvinte, da, nu tu. Dar țin minte atâtea nume, complicat. La coreeni este simplu, pentru că pe jumătate din echipă o cheamă Kim. Și la Corea del Sud, cu Kim, Jung-wan, Na-so-min e Wang. Ce permite la și astfel de glume din partea comentatorilor. Da, da. Toată linia de fund a echipei coreene, plus portarul, da, are numele de familie Kim. Da. Și după aia cheamă Wang și nu mai știu cum și așa, dar în felul ăsta poți să zici cine joacă. Kim, și după aia Wang, Jung și Sun. Îți dai seama cum aranjează portarul apărarea de multe ori, da, când vine Kim, atacul. Și când a strigat Kim, da, toți patru din față sunt aliați. Mai probabil au diminutive ca la noi. Au prenume, astea nu le de familie. După prenume, știi? Popescu da, și Vasilescu. Cum ar veni? Da. E, acum începe etapa a doua, ca să trecem de faza asta de caterincă, da? Începe etapa a doua a grupelor. Am văzut, practic, câte un meci cu fiecare echipă până acum și ne-am putut forma câte opinie, zic eu. Eu rămân consecvent. Portugalia. Crezi că, da, duce Portugalia? Pentru că eu Brazilia a arătat foarte bine, dar uite, s-a accidentat Neymar. Și după cât cum de grav. Nu se știe deocamdată, dar el plângea de nervi aseară pe bancă, deci e clar că nu e o accidentare ușoară. Glezna era destul de umflată. Acum mai era, nu mai știu cine, Danilo, parcă avea și el cramp pe cam de vreme, adică acolo e mai puțin meci. Dar la Neymar chiar e... Nu, dar zic de condiția fizică. Adică da, da, da. La primul meci, minutul 70, crampe. Au jucat sârbii destul, da, de... Sunt răi, ca de obicei sârbii fizic, te pun la lucru, știi? Erau mari, nene. Da, m-a surprins totuși că n-au reușit să dea o replică mai bună, pentru că Serbia are o generație bună și are câțiva fotbaliști de clasă, da, și totuși n-a ajuns să aibă un șut pe spațiul porții. Au, da, tras pe la poartă niște avioane, dar nu nimic concludent. Mie, până acum, brazilienii cumva mi-au plăcut cel mai... Mi-au stârnit cea mai mare emoție. Așa cum cumva mă și așteptam. Da. Mi-a plăcut cum joacă, dar sunt în continuare romantici în felul lor, super Micicari. Individualiști. Cel puțin două, trei acțiuni de atac au fost ratate pentru că au fost egoiști. Da, se întâmplă. Și nu au vrut să paseze. Și e adevărat că spre final au intrat, mi s-a părut că au intrat greu în meci. De-abia, da, în, da, a doua jumătate a celei de-a doua reprize a început să le meargă jocul. Până atunci erau cam confuzi. Odată că e normal să se întâmple asta, doi la mână, cu atât mai mult cu cât această cupă mondială absolut inedită nu a lăsat timp de pregătire echipelor
da, ce participă, dar au ajuns acolo cu o săptămână înainte de turneul final și a început treaba față de un campionat mondial obișnuit în care e vreo lună de cantonament, de pregătire, adică au timp să pună la punct niște lucruri. De aici a început mai abrupt. Da, dar când au intrat în meci au jucat foarte frumos. Da. Adică al doilea gol al lui Richarlison a fost spectacol, plus două șuturi în bară excepționale. Dar nu, dintre favorite... Alea așa au vrut să le dea. Da. Se joacă cu șoarecele, știi? Foarte frumos. Dintre favorite Anglia mi-a mai plăcut cum a jucat, sigur în compania unei adversare destul de modeste, Iran. Însă mă refer la entuziasm. Știi că vezi asta, vezi echipele cu cât entuziasm joacă fotbaliștii, cât de mult își doresc victoria, știi vorba aia din sport. Spre deosebire, de exemplu, de Olanda, care a jucat meschin, nu a avut nicio tragere. La campionatul mondial, nici Belgia. La campionatele mondiale, știi foarte bine, este de fapt un efort care trebuie dozat pe o lună întreagă. Da. Și de obicei nu spun că întotdeauna, dar de obicei echipele care câștigă sunt unele care au început confuz, prost, lent. Nu, și la un dat își dau, înțeleg ce trebuie să facă, intră în meci. Da. Încep să ruleze bine. Adică echipele mari care încep prost, nu cred că trebuie să le dăm deoparte pe toate. A, nu, categoric. Uite, Germania, de exemplu, a făcut un meci foarte bun cu Japonia, adică rezultatul până la urmă e nedrept. Da. Au meritat japonezii cumva să câștige pentru că nu s-au lăsat și au atacat, dar Germania a avut ocaziile clare și a dominat meciul. Argentina, iar... Pronostic pentru diseară, Anglia, cred că bate Anglia. Bate Anglia, clar. Sunt convins că SUA o să joace frumos. Iar cu japonezii, băi, nu se poate să nu îi respecti pentru fair play care dau dovadă și curățenie. Adică apar, din nou, apar fotografii cu fanii japonezi care curăță tot, fac curățenie în sectorul unde stau și acum și fotbaliști în vestiar. Băi, era lună, adică și pe jos cu mopul. Dar e interesant de aflat cu suporterii aia cum se strag la bețe, cum fac, că nu fac toți curat, ai văzut? Erau, sunt câțiva. Deci rămân, sunt e un grup mare de suporteri și rămân câțiva cetățeni care fac curat. Mă, cum îi stabilesc pe cumva? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.